am emoții și să știți că am și îmi bate inima foarte, foarte tare. Pentru că aici, după cum ați văzut, lângă a noastră canapea, din frumosul studio tot chic, a apărut o cutie care nu e goală, e cu niște prieteni, o vedeți, ce se ascunde acolo, nu o să vă spun eu, ce o să-i las pe invitații pe care îi poftesc chiar acum în studio. E vorba despre cei de la Circul Americano Vargas, pe care îi invit chiar acum alături de noi. Ia să vedem. Bună ziua, bine ați venit. Bine ați venit la noi. Vă ofer un microfon, bine ați venit. Vă rog să luați loc. Ați venit cu surprize aici la Duminica Eșic. Pentru că, ia să vedem, încăpem. Mai multe surprize. Mai multe surprize. Și pentru mine, dar și pentru cei de acasă. Să începem cu surpriza din cutie. Nu, dar înainte să ne prezentăm. Să nu ne grăbim. Ne prezentăm. Sunt Gabriel Ferraru. Colegul meu este directorul circului Roberto Vargas, iar fachirul nostru, care este Vulcan, așa e numele lui de scenă, Alexandru, numele lui așa botezat. Suntem reprezentanții circului Americano Vargas, suntem încă în Alba Iulia, avem un public minunat în Alba Iulia, avem reprezentanții astăzi de la ora 15 și 18, mâine la 18. V-am adus mai multe surprize, o să începem așa la rând etalat frumos. Până la surprize, haideți să vedem, să ne spuneți câteva cuvinte despre Circul Americano Vargas, pentru că știu că e numărul 1 în Europa și de vineri sunteți aici la Alba Iulia. Ați avut vineri la ora 18 spectacol, ieri ora 15, ora 18 și astăzi se va întâmpla la fel. Vine lume la circ? Spre plăcerea noastră vine public foarte, cum am spus mai devreme, avem un public minunat în Alba Iulia și o să ne întoarcem în anii următori. Auzit la alții, la prietenii și așa, și e program super pentru public, pentru înțeles. Copii, pentru toate. Cred că copiii sunt cei mai entuziasmați, că noi am fi altfel, pentru că și noi suntem foarte curioși de tot ceea ce se întâmplă la circ. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre Americano Vargas. De când sunteți pe piață, de când faceți asta? Pentru că de 200 de ani. Familia, proprietatea, e o tradiție. Din tată în fiu, are o dinastie undeva la 200 de ani în urmă. Ea se moștenește din tată în fiu. Denumirea ca și Circo Americano este de vreo... Hanivamon, azi Americano. Vă rog la microfon. A fost și înainte, acum 20 de ani Americano, nu m-a schimbat și la Vargas și acum se numește Circo Americano Vargas. Noi fost și pe Vargas și pe Americano. Când fost bunicii mei, fost Americano, atunci a fost Vargas și acum Circus Americano Vargas. Așa se numește circul noi, e tradiția, înapoi copii și eu avem copii care face o repetiție fiecare zi. Totuși, mă gândesc că e o muncă foarte, foarte grea. Cât se muncește pentru un spectacol la care noi pur și simplu rămânem cu gura căscată? Dar e o muncă titanică în spate, nu? Este mulți și pentru... un spectacol este fiecare are lui ce face, știți, nu știu eu bine românește cum se zice exact. Se înțelege, deci, perfect. Pregătirea spectacolului durează foarte mult timp. Bine, toată lumea se pregătește aparte, fiecare își pregătește numărul aparte. Depinde de număr cât timp îți ia ca să ți-l pregătești. O dresură de lei durează undeva la 6 luni, 8 luni. O dresură de lei, spun eu. Nu sunt dresorul de lei. Așa, am auzit și îți spun ce am auzit de la un dresor. Depinde și de animal, cât de mult absorbă animalul, învață, cât de repede învață. Bă, sunt numere care se pregătesc mai mulți ani de zile. Că... cineva umblă la cutie, vă rog, nu. Nu, cutia e bine acolo. Dacă vrei să-ți arătăm ce a pregătit Roberto, nu poate să vă arată tot ce a pregătit până astăzi, că are un număr care întotdeauna este în dezvoltare. Am înțeles. Este un jongler foarte bun. Are nevoie de puțină muzică ca să intre puțină în vid. Puțină muzică, da, o să ne ajute. Și o să-l rugăm pe Roberto să ne prezinte să fie latino, nu? Puțină jonglerie, ca după aia trecem la partea a doua a surprizei. Jonglerie, ia uite. Jonglerie. Ne place, o să ne distrăm cu siguranță, o să-i rog pe colegii din regie să ne și ajute cu puțină muzică, să vedem despre ce e vorba. I won't hurt you, girl. I will love you more and more. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little senorita, let's put you.
aici la noi e cam da. Strâmt, da. Din păcate, pentru că n-a fost gândit studioul pentru pentru jonglerie și cum se zice? Alunecă. Se alunecă, da. Nu? Da, și așa. Da, păi am făcut noi teren accidentabil aici, când ne-am gândit că mai vin invitați care poate vor să aducă reptile, șerpi și nu știu ce în platou și am zis să ne asigurăm. Deci, mai înainte spuneai că ți-e frică de șarpe, acum mi-e prea frică. Te grăbești să o vezi. O să pui și mâna pe ea. Nu, asta nu, mai bine, deci, nu. La noi este o vorbă, Până când nu pui mâna pe animal, o să-ți fie frică întotdeauna. Uite, asta pui un pic mâna, un pic pui mâna pe el, nu-ți face absolut nimic. O să-l ținem, deci, noi. Deci, doamnelor și domnilor, ca să înțelegeți foarte bine ce se întâmplă aici în platoul emisiunii Duminica e Chic, avem acolo în cutia minune despre care tot vorbeam, un șarpe, nu e șerpișor, e un șarpe dit, Doamne Dumnezeule, Sfântul Dumnezeu, mamă, te iubesc, tată, la fel, sper să nu pățim nimic, nu mai pot, îmi bate inima. Cam așa arată un șerpișor, cum să vă spun, că e dita mai, aoleu, am impresia că vine în coace. Este în creștere. Dacă e în creștere. Da, este în creștere. Noi ne dăm seama când crește, el schimbă pielea, practic. Nu e nervos, nu? Nu, este foarte calm. Aoleu, dar vine în coace. Studiază zona. Uite, acum e momentul să pui mâna pe șarpe. Nu, fără frică. Uite, îl ține de cap. La capăt. La capăt, corect. Uite, el îl ține de cap acolo, tu pui mâna acolo. Nu. Aoleu, dragi telespectatori. Stai jos. Nu. Stai jos. Dumnezeu. Uite, acum poți să spui că nu mai ți-e frică de șarpe. Doamne Dumnezeule. Îți place ce corset s-am adus? Nu-mi place. Curea, vie. Raluca, mulțumesc pentru rochiță. Să știi că nu-i se întâmplă nimic. Nu, rochia nu. Că și la șarpele îi place. Vezi, da. Acolo stă cu minte. Pe ea stă cu minte. În rest, el se fuție, se mișcă, dar acolo stă cu minte. Mulțumesc, da, mulțumesc, okay, foarte drăguț. Ok, ai avut și experiența vieții acum cu noi? Sper da. Să nu, să nu te superi. Am transpirat cât pentru 100 de ani. Da, să știți că nu e atât de rău. Acum nu, pe bune. Nu, mi-a nu. Trecut. Și în momentul în care oamenii vin la circ, pot să vadă și acest șarpe. Pot să vadă și acest șarpe. Ți-am adus un cadou. Aoleu. E din Amazonia, direct din Amazonia ți-am adus. Dumnezeule, un paianjen. Este. Aoleu. Dumnezeu, este un cadou. Nicio frică, Dumnezeule. Nu, îi cunoaște, îi crește. El nu știe bine românește. El îi crește, el îi îngrijește, el hrănește, el știe toate mofturile. Șarpele, cum îl cheamă pe șarpele ăsta? Să-i spunem, la Cezu, la Cezu, te rog, Cezu a întârziat, deci la serviciu de dimineață. Șarpele ca, știți, din desenele Maugli, el este șarpele ca. Dacă bine v-am informat. Ia uite-l că vrea să se ducă la pagina... Poate intră și el pe Facebook, de nu? Facebook, Duminica e Chic. Intră și el pe Facebook. Și acum avem un număr. Ia să vedem, colegii, să și arătăm celor de acasă ce se întâmplă aici. Au. Își dă foc un pic. Dumnezeule, nu pot să cred. Au, vrei nu. Să încerci tu? El nu, s-a antrenat pentru chestia. Eu mă bronzez chestia. La vară. Eu mă bronzez la vară. El mulțumesc. Pentru asta s-a pregătit cam undeva la vreo 6 luni de zile. Ca să... Sau mai mult chiar. Oh my god, mănâncă foc, domnul invitatul nostru. Nu facem probă cu focul, că cu focul nu e bine să te joci, știți? Nu. Cu ca te-ai învățat. Cu el m-am învățat, o gata, acasă? Suntem prieteni. Iau acasă, nu încă pe geantă, dar iau o geantă mai mare și e ok. Da, ți-o ducem noi, o livrăm dacă la domiciliu. Ați văzut că se poartă animalele de companie, eu îl iau pe... Da, corect. Uite, mai nou, în lumea modernă, toate ciudățenii, fiecare animal ia, poate uite, deveni... Ia, uite cât îi place la noi. E cu minte. Așa, ce se întâmplă acum? El acum mâncă foc. Aoleu, Dumnezeule, nu pot să am văzut cred. Că băieții de la regie vrea să încerce și ei. După program, băieți, vă așteptăm, încercați și voi. Sunteți invitați noi. Dumnezeule. Ce facem? Mai repetăm încă o dată figura cu focul. Vă rog foarte mult, colegii din regie, să și arătați ce se întâmplă acum. Da? Un pic de foc. Un pic de foc. Poftă bună. Da. Aoleu. Îi place camera. Să nu încercați asta acasă, niciun caz. Nu se încerca acasă. Îi place camera la cam, merge la cameră. Ce nouă nimeni. Asta da. Se face 2-3 ani pe la...
Trebuie știți asta, nu... Deci trebuie mult exercițiu, nu încercați asta în niciun caz acasă, dragi telespectatori. Văd că al nostru cameraman Cizuca vrea să se retragă prin... Am înțeles. Haideți să luăm loc înapoi să mai discutăm puțin. Rămâne și șarpele cu noi, ce să zic. Sper să, rămâne, să ne părăsească. Foarte interesant. Nu știu cum e asta cu focul, Dumnezeule. Arată bine limba dumneavoastră. E secretul lui și nu vrea să ne dezvăluie. Ia uite-l pe dragul nostru șarpe. Îi place aici la noi. Uite, inspectează zona. E cam place. Își găsește locul. Da, își găsește locul. Așadar, Alba Iulienii, vă mai pot întâlni în spectacol astăzi de la ora 15. Știu că vă și grăbiți pentru că trebuie să vă pregătiți pentru spectacol. Înainte de ora la care aveți spectacol, se fac ceva repetiții înainte, de fiecare dată. Bine, dar, da, bineînțeles, toată lumea se pregătește, se încălzește, sunt numere aeriene unde... Ah, s-a închis șarpele, gata, mi-am revenit. Deci, cum am spus, în numere aeriene, unde se pregătesc colegii noștri înainte de spectacol, cu o oră deja se pregătesc, se încălzesc, pentru că totuși sunt numere periculoase. Ei nu folosesc lonja de siguranță, care este un mare lucru în meseria noastră, și totuși îs la o înălțime destul de mare. Da, văd că ne-ați adus ceva surprize, da? Să le arătăm celor de acasă despre ce este vorba. Surprizele n-au fost doar pentru mine și mi-am dovedit încă o dată că sunt cea mai fricoasă de pe pământ. Păi mi-e frică și de muscă, cum ar fi să nu fie frică de șarpe. Avem surprize aici pentru cei de acasă, niște invitații la circ. Da, ele sunt valabile la oricare spectacol. Așa, cine își dorește o invitație la cer trebuie să facă în felul următor. La ora 15, când se termină emisiunea, dacă vă doriți o invitație la cer, trebuie să sunați la numărul afișat pe ecran, iar după emisiune puteți să și veniți să luați invitația dacă o să câștigați, o să fiți extrași la sorți la finalul emisiunii și mergeți la circ la ora 18, pentru că e cel mai apropiat spectacol. Dacă nu, Circul Americano Vargas mai este în Alba Iulia și mâine, luni, tot la ora 18. Ultimul spectacol. Ce alte numere se mai pot vedea la spectacolul de circ, pe lângă șarpele drăguț și minunat și foarte chic pe care ni l-ați adus aici? Avem momente pentru toate vârstele și avem, cum am spus, numere aeriene, avem hula hop, avem iluzionism, avem o chestie unică în Europa, cum ar veni un număr unic în Europa, lupta gladiatorului cu leii, care... De aia spunem noi unic în Europa, pentru că este singurul dresor care are contact fizic cu animalele, adică îi mângâie, îl trage de limbă, nu numai de coadă, și de limbă. Deci cei care vin la spectacol, nu pot să spun toate surprizele. E normal că atunci nu mai vine lumea. Avem dresură de cămile, lame, ponei. De ponei nu mi-a fost atât de frică. Alpaca este un animal asemănător cu lama, dar nu este. Lama este alpaca. Foarte multă lume mă întreabă și acum... Așa încerc să și răspund pentru toți. Avem dresură cu animale mici, chiar preferatul copiilor. Porumbei, căței, pisici. Pisici? Avem și pisici. Deci avem pisici de ambele feluri, știi? Și mari și mai mici. Spectacolul e interesant. Da, păi și de șarpe, a spus că e un șerpișor și da, am înțeles. Multe surprize, aș vrea să-l întrebați, nu știe foarte bine românește domnul, să-l întrebăm ce gust are focul, că sunt tare curioasă. Are vreun gust focul ăsta? Mie nizia bă, el zice soluția cu care este amestecat, are gustul ăla, deci el atâta simte, nu simte... Ar fi bine să simtă ceva de pui, dar... Dar nu se simte nimic, niciun kebab, nici o shawarma, nimic. No. E doar foc. Bine, vă mulțumesc tare mult pentru surprizele pe care ni le-ați adus aici în platou, pentru că cu siguranță ați făcut un mare efort și pentru că aveți spectacol la ora 15, dar și pentru că șarpele e destul de greu și aici nu avem foarte mult spațiu pentru toate numerele pe care ni le-ați arătat. Și vă mulțumesc din suflet, sunt convinsă că și celor de acasă le-a plăcut și chiar... Îi așteptăm acolo pe pagina de Facebook a emisiunii să ne scrie. Eu una, doamnelor și domnilor, sunt cea mai fricoasă de pe pământ. Dar dacă vreți să vedeți șarpele și alte numere care se vor întâmpla la spectacolul de circ Americano Vargas astăzi, de la ora 15, imediat ce se termine emisiunea, fugiți acolo, sau de la ora 18, îi găsiți lângă bazinul olimpic din Alba Iulia, da? Exact, noi vă mulțumim pentru invitație.
A fost o plăcere și așteptăm pe toată lumea la spectacolele noastre care sunt, cum ai spus tu, astăzi și mâine inclusiv. Și mâine de la ora 18 și pe lângă asta sunați la 0371020000, număr de telefon cu tarif normal, pentru că avem invitații la CIR și vă mulțumim din suflet pentru asta. Mulțumim încă o dată. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, după care prin telefon ne auzim cu actorul Dan Bordeanu, cu surprize vine în emisiune. Întorcem imediat.